9 unități de învățământ din județul Suceava s-au înscris în competiția Școala Europeană. Dintre acestea, 7 au ieșit învingătoare. Pe lista unităților de învățământ preuniversitar declarate câștigătoare figurează Școala Gimnazială Panaci, Colegiul Vasile Lovinescu Fălticeni, Școala Gimnazială Mihai Eminescu Rădăuți, Colegiul Național Militar Ștefan cel Mare Suceava, Școala Generală Petru Comărnescu Gura Humorului, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava și Colegiul Mihai Băcescu Fălticeni. Competiția pentru obținerea certificatului Școala Europeană, la care participă unități de învățământ preuniversitar din România, se organizează încă din anul 2004. Școlile derulează proiecte din cadrul programelor europene din domeniul educației și formării profesionale. Această competiție constă în evaluarea calității și coerenței managementului școlii, reflectat în documentele manageriale, precum și a impactului pe care activitățile derulate în cadrul proiectelor europene l-a avut asupra culturii organizaționale și a etosului școlii. Certificatul Școala Europeană este valabil pentru o perioadă de 3 ani, după care școala trebuie să candideze din nou pentru a reconfirma titlul obținut.